Salutare toată lumea, eu sunt Andrei și bine ați revenit la un nou episod în care astăzi m-am gândit să fac ca un fel de story time, nu știu. Da, în fine, cred că e un story time, deci nu știu, să-mi spuneți voi în comentarii, eu nu sunt sigur ce înseamnă ăla story time, dar pur și simplu m-am gândit să fac și eu un videoclip în care vreau să vă întreb ce ați făcut voi în vacanța de vară și dacă vă este dor. Bă, mi-e sincer, chiar mi este dor de vacanța de vară și chiar îmi pare rău că nu prea mai postez acum, că nu, bănuiesc că voi știți de ce nu mai postez, adică, na, școală. Și da, oricum, până la urmă, orice elev face școală în perioada asta și da. Îmi pare rău că nu prea am mai postat, dar da. O să vă las eu un link de la descriere de la un coleg. Pur și simplu face adevăr și provocări, face foarte multe chestii. Am mai avut înainte un canal, avea 50 de subscriberi, face editaje foarte faine cu efecte speciale. Vă las linkul în descriere, uitați-vă. Și dați și voi acolo un subscribe, un like. Deci, da. Haideți măcar să-l ajutăm să ajungă la 15 abonați, nu știu. Mie mi-ar conveni, bă, nu știu. Dar, da. În fine, haideți să trecem. Deci, pur și simplu, eu în vacanță de vară, cum am început? Eu am început prima oară cu YouTube-ul din aprilie și 19 aprilie, cred, și da, în fine. Pur și simplu mi s-a părut și mie așa foarte faină vacanța asta, dar da, a fost ca un fel de vacanță, vlogging, ceva de genul. Prima oară din aprilie până în iunie sau poate până mai încolo am făcut gaming. N-am avut succes, am avut foarte mult hate. Am avut ceva de genul, oamenii colegii se uitau pur și simplu la școală, la mine, dar făceau foarte mult mișto de mine, că nu se vede calitatea, că ai lag, că nu se aude bine vocea ta, whatever, nu contează. Deci da, mie mi-a plăcut foarte mult, cu vlogul am avut mai mult succes, pur și simplu. Într-un an mi se pare foarte nașpa, am ajuns la 200 de subscriberi. Bă, nu știu, alții într-un an făceau 100 de mii, dar nu știu. Acum depinde numai de voi și, da, voi mă ajutați să strâng foarte mulți subscriberi, dar, da. Vă iubesc, guys. Mulțumesc foarte mult că măcar am ajuns la 200 de abonați. Haideți să măcar să facem 200, că avem numai, suntem numai 177 sau 8 sau habar n-am. Deci, da, pur și simplu în vacanța asta de vară am făcut mai mult vlog. Am mers la mare, am filmat și acolo un vlog. În vama a fost foarte fain. A, da, și să vă povestesc ce am făcut eu în continuare. În partea a doua, la mare, în care nu am mai am postat-o și îmi pare rău că mi s-au șters toate videoclipurile. Oh, shit. Pur și simplu, după aia am mers la restaurant, am mâncat acolo, a doua zi am filmat eu un răsărit și nu mai am videoclipul. Bă, deci fix răsăritul ăla o să vă las imediat cum se numește, videoclipul. În 3, 2, 1. Deci da, deci ăsta a fost răsăritul înainte. Deci, să-mi scrieți și voi în comentarii dacă v-a plăcut vara asta și dacă pur și simplu ce ați făcut voi în vara asta, în vacanța asta de vară. Deci eu în vacanța asta de vară mai mult am făcut... Stați puțin. Am făcut mai mult vlog, stați să văd în cât timp am făcut eu 100 de subscriberi.
Stați. Da, deci eu acum 5 luni am făcut pur și simplu 100 de subscriberi. Da, 5 luni. What the fuck, 5 ani. Ce dracu. Deci da, în 5 luni. LOL. În 2 luni. Deci eu primul video l-am postat în acum 7 luni. Deci, da, practic eu am 7 luni de vlog, adică canalul l-am de un an imediat, în aprilie, deci și vlogul practic îl fac de 7 luni, adică nu, atunci ar veni să fie canalul meu de vlog, da. Deci eu în 2 luni, primul videoclip a fost postat acum 7 luni. Și când mă duc la ăla cu, oh my god, ăla cu, a venit momentul, mulțumesc, ăla cu 100 de subscriberi, a fost acum 5 luni. Deci 7, da, 2 luni, frate. Lol, și pe a fost ăla cu, am luat bani de la Facebook, lol, bă, chiar acum 5 luni a fost. Bă, ce repede a trecut. La mare am ajuns, hashtag 1, 4 luni, bă. Fine, bă, deci, bă, să-mi spuneți și voi dacă ați vrea și voi o serie cu, cu citesc comentariile. Eu deja am făcut o serie și cred că o să mai fac, nu știu. Îl sunăm pe Max și altele. Acum o săptămână. Bă, deja a trecut o săptămână, tot fac spontan. What? O iubești pe maică ta acum 3 săptămâni. Imediat o lună. Ce? Bă, ce naibii? Tipuri de colegi, acum 4 săptămâni. Christmas time, împodobim bradul acum o lună. A, deci practic bradul meu pur și simplu 4 luni. O lună a durat pentru că, da, acum nu mai este și nu-mi spuneți voi de ce arăt cu fața asta sau mi se pare numai mie că am fața asta de de-abia trească, pur și simplu. Pur și simplu n-am putut, bă, să dorm și eu bine și acum. No, e de-abia ora 6 și cred că clipul o să-l postez la ora 8 sau 7, 5, 7. Shit, 7 sau 8, nu știu. Deci la 7 sau 8 o să apară video. Deci da, mulțumesc încă o dată pentru suportul pe care mi-l pe care l-apreciați voi și da. Am văzut că vă plac foarte mult share-urile cu provocări. Stați să schimb și eu numele de la provocări, că până la urmă ar trebui să pun numele challenge, că. Ok. Deci, da. Ultimul, deci primul challenge a fost adevăr și provocare. Cel mai trending la mine. Mamă, 31 de vizionări, bă, ești nebun. 22 de like-uri, 0 dislike-uri. Ce față avea Claudiu! Lol, bă, deci uitați-vă și voi. Oh my god, stați, deci pun wait. Deci uitați-vă și voi ce față avea Claudiu, what the fuck? Și eu aveam o față de hipiot și Tudor, what the fuck? Ah, da, apropo, să urmeze un vlog cu tine, Claudiu, în fine, what the fuck, o să, da, și cu Tudor o să urmeze un episod cu Jenga Challenge. Și cu el o să urmeze, o să vedeți voi cu ce o să urmeze. Da, vă dau un hint. Începe cu milion. Da. Deci, milion. Pur și simplu, da, milion. Bă, așa. Wait. Bă, what the fuck? Hello. Hello, așa. Bă, lol, zici că sunt ăla de la canal de.
Tu începi stile canal de what the fuck, de ce mi-a venit fucking prostia asta cringe în cap, habar n-am, oh my god. Deci da, sper că v-a plăcut noul meu videoclip, nu uitați să dați, să distrugeți acel buton de like, familia rechinilor sau familia pisicilor, spuneți și voi în comentarii, nu știu, vă cum vi se pare mai șmecher. Sau oricum, cum vrei tu, poți să zici oricum vrei. Puteți să scrie și voi în comentarii cum să se numească familia noastră. Bă, eu zic rechini, pentru că tocmai am și un mouse de la rechini. Deci, da, dacă vreți și voi mouse-uri sau tastatură de la rechini, și cred că o să am și un scaun de la rechini, pur și simplu vă duceți acolo la despre, la canalul meu unde scrie despre și vedeți acolo jos la linkuri. Dacă sunteți pe telefon, puteți să faceți și așa. Dacă nu, dați acolo unde scrie hashtag rechin. Acolo la bannerul meu, acolo mai sus. No, da. Deci dați acolo și cumpărați orice vreți voi. Pur și simplu stați să văd cât costă un scaun de gaming. Deci site-ul oficial de Shark Gaming. .com, pardon, Gaming Chair Road Killer. Bă, cât costă? În fine, da, aici sunt și super căști. Da, deci dați și voi acolo un subscribe. Haideți, bă, să ne strângem o dată 180, că aștept de 2 săptămâni și încă nu reușim. What the fuck? Deci, da, vreau și eu 180 odată. Se dezabonează, se abonează și se tot dezabonează lumea de la canalul meu și mă tot enervează. Deci, da, ne revedem data viitoare. Pa, pa! Deci da, sper că v-a plăcut noul meu videoclip. Nu uitați să dați, să distrugeți acel buton de like, familia rechinilor sau familia pisicilor. Spuneți și voi în comentarii. Nu știu, vă cum vi se pare mai șmecher. Sau oricum, cum vrei tu, poți să zici oricum vrei. Puteți să scrie și voi în comentarii cum să se numească familia noastră. Bă, eu zic rechini, pentru că tocmai am și un mouse de la rechini. Deci, da, dacă vreți și voi mouse-uri sau tastatură de la rechini, și cred că o să am și un scaun de la rechini, pur și simplu vă duceți acolo la despre, la canalul meu, unde scrie despre, și vedeți acolo jos la linkuri. Dacă sunteți pe telefon,